Nu este de, de mică importanță să ne fie amintit și reamintit și reîmprospătat uh, cine suntem. Nu este de mică importanță să ni se spună încotro mergem. Ați observat că în momentul când sunt lansate misiuni spațiale, are loc permanent o corecție de traiectorie. Am plecat undeva, trebuie să ajungem acolo. Cu atât mai mult în credință. Trebuie să ne întoarcem iarăși și iarăși la steaua Nordului, la reperul vieții noastre, ca să ne dăm seama dacă ne-am abătut la dreapta sau la stânga, față de traseul acesta. Și sigur, e nevoie de o corecție permanentă. Așa cum și astăzi, la cina Domnului, o să trecem printr-o corecție, dacă, dacă va fi ce s-a întâmplat cu mine atunci vreau să spun că va fi o corecție majoră în înțelegerea cinei Domnului. Noi am participat împreună la foarte multe în viața noastră, în ce mă privește enorm de multe, alții și mai multe. Dar de fiecare dată când Bunul Dumnezeu ne cheamă aici, nu ne cheamă să repetăm un ritual sau să mergem în cerc în jurul acelui aș munte, ci ne cheamă să mergem înainte, să creștem în lumină și în cunoștință. Acest lucru se va întâmpla astăzi. Dacă cineva vă întreabă, să zicem că este un necreștin, și mă întreabă, ce serviți voi sau ce luați voi la împărtășanie aceasta, sau la cina Domnului când veniți? Răspunsul va fi absolut direct. Păine și vin. Astea, acestea două sunt acolo și... Aceasta a fost dintotdeauna de 2000 de ani. Se lucrează în felul acesta și... Păi, până aici am venit. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom merge un pas mai departe. Nu. Nu e doar atât. Este atât, dar nu este doar atât. După cum sunt multe lucruri în dreptul cărora ar trebui să spunem. Este atât, dar nu este doar atât. Cumva este în plan al celui rău de a limita sau a. A, a tăia pur și simplu un adevăr la o anume dimensiune și rămâne acolo. De aceea îi citam Mântuitorului nostru, uite, scrie cu tare lucru în Biblie. Și Domnul nu i-a spus că nu scrie în Biblie așa, așa scrie, dar de asemenea mai scrie ceva. Și i-a citat mai departe. E adevărat lucrul acesta. Pâinea și vinul, e adevărat, dar nu este numai atât. Și astăzi vom învăța cu ajutorul lui Dumnezeu care este partea nevăzută a cinei Domnului. Extrem de important adevăr, pentru că în toate domeniile Mântuitorul nostru a mutat religia de pe pietre pe inima. Din exterior, din manifestări, le-a mutat în lăuntru, în domeniul sufletului. Să nu faci cu tare lucru. Nu, eu spun să nu simți asta, să nu gândești, să nu te afecteze Mental, emoțional, să nu fie parte din viața ta așa ceva. A mutat religia acolo unde aparține ea, de fapt, în domeniul inimii. Iubiții mei, aceasta este o zi neagră, o zi grea în istoria lumii în care suntem noi aici și așa era în camera de sus. Când au servit cina Domnului și când a fost instituită cina Domnului, nu a fost una din zilele acelea de flori, când toată lumea cu flori, cu asta, striga pe străzi și așa. Nu era una din acele zile, ci era o apăsare acolo, la care s-a făcut referire la, la școala de sabat, că de obicei cina Domnului, chiar muzica, muzica este sinistră uneori. Și nu a fost cazul nostru astăzi și mulțumim lui Dumnezeu. Evenimentul acesta nu poate să evadeze din gravitația aceasta a, a, a întunecatului, a păsării. Nu, ați observat că Domnul nu a sărbătorit în felul acesta, ci spune în Scriptura că s-a ridicat și au cântat cântări de laudă și au ieșit în grădină. Nu au cântat cântări de mormântare sau de jale, au cântat cântări de laudă. Aceasta e o zi grea, vreau să spun, extrem de grea. Și mă bucur că nu știm cât de grea este, pentru că Biblia spune că unii oameni vor muri de inimă uh, numai la înțelegerea primejdiilor, când își vor da seama de proporție. Aici suntem noi, nu noi, ca numai noi cei de aici, întreaga viață de pe planeta aceasta, atârnă în balanță acum. De ce suntem aici? Cum ne-am ajuns aici? Suntem prin alegere. Prin alegere. Dacă ne uităm în urmă undeva la o bifurcație, am ales partea aceasta și drumul acesta și suntem aici. Dar, iubiții mei, prima victimă nu sunt o mie de morți în partea asta, 500 sau 2000 de morți în partea cealaltă sau mii de oameni care au murit, familii, copii și... Nu, prima victimă este adevărul. Prima victimă a războiului, propaganda, știrile, se încearcă îndreptarea lumii într-o direcție sau în alta. Prima victimă este adevărul. După aceea se încearcă pace. Hai să stăm la. După ce ne-am omorât, am vărsat foarte mult sânge, ne întâlnim la o masă undeva și haide să dăm mâna să ne împăcăm. De ce n-am făcut-o de la început? Că dacă o făceam de la început, nu mai era nenorocirea aceasta. Dacă tot ajungem aici până la urmă, de ce n-am făcut-o de la început? Unde e mintea plină de înțelepciune? Întreabă Scriptura. Hai să semnăm un tratat de pace. Nu, nu se poate pace fără adevăr. Un tratat de pace care nu este întemeiat pe adevăr pregătește un nou război. Mult mai grav decât, de șapte ori mai grav. Adevărul Lucrează împreună cu pacea întotdeauna și aici, în Zaharia, capitolul 8, versetul 19, acolo unde oamenii posteau de suferință grea. Bunul Dumnezeu dă o promisiune, uite, postul ăsta, suferința aceasta teribilă din luna a treia, a patra, a șaptea și a 10, postul acesta atât de grav și greu, care privește în urmă la suferințele prin care au trecut oamenii lui Dumnezeu, se va transforma într-o mare bucurie. Nu se poate, nu bine să cred. Ce bucurie poate să fie în așa ceva nenorocire care se petrece astăzi sub ochii noștri? Știu eu, ea încearcă și întoarceți ochii spre Dumnezeu în nenorocire și vezi în ce poate transforma El nenorocirea. E singur, doar Dumnezeu poate transforma nenorocirea în fericire. Și atunci spune aici Zaharia, versetul, capitolul 8, versetul 19, postul ăsta se va preface în zile de veselie și de bucurie, dar, și aceasta este, acesta marele dar, dar, iubiți adevărul și pacea. Aceasta e condiția. E transparent, e simplu, e ușor de înțeles, numai când e vorba de aplicat așa ceva, Lucrurile sunt. Se... Nu toată lumea prețuiește adevărul. Nu toată lumea vrea ca adevărul să fie adus la lumină. Nu, nu. Sunt interese oculte care n-au niciun fel de inclinație de a promova adevărul, din potrivă, de a suprima adevărul, în neducea adevărul, spune în epistola către romani, îl în pur și simplu sufocă. Pentru că în întunericul acesta au agenda lor. Când a venit lumina, nu le-a trebuit, a spus Mântuitorul, pentru că aveau agenda lor. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, venind aici la sărbătoarea aceasta, mă rog lui să așeze adevărul între noi. Să continue să facă, a făcut-o toată viața, să continue astăzi și să continue până la împlinirea lui în Domnul Hristos, până la statura desăvârșirii în Hristos. Maturitatea adevărului. Sunt trei produse care nu trebuiesc servite la masa Domnului. Cineva le știe? Trei lucruri care nu. Dacă, dacă ajungem să servim așa ceva la masa Domnului, este masa. Știți că scrie acolo că sunt două mese. Una e masa Domnului și alta e masa lor. Bun. Trei lucruri care nu, pe care nu trebuie să le servim la masa Domnului. Numărul 1. Suntem în Epistola către Corinteni, capitolul 1, capitolul 5, versetul 8. Numărul 1. Atenție. Sunt trei lucruri care, cu care trebuie să mergem acasă, deci. În viață, vreau să spun. A zis bine. Atenție. Numărul 1. Nu cu un aluat vechi. Asta ce înseamnă? Ești totul totul cel sau cea care ai fost întotdeauna, tot eu cel care am fost întotdeauna, omul cel vechi, care se strică, e cadavru, omul cel vechi e mort, se strică. Dar mai știți pe cineva vechi? E sigur, nota 10. Șarpele cel vechi, e tot din clasa vechilor nu cu un aluat vechi. Ăsta sunt eu. Aceasta este justificarea. Înțeleg că așa este. Dumnezeu nu te întreabă cum ești, ci cum ai vrea să rămâi, cum ai vrea să debii, ce ai vrea să debii, dacă vrei să rămâi tot așa. Omul cel vechi. Un numărul unu, nu cu un aluat vechi. Aceasta este cina Domnului. O, cum au fost două persoane? A luat cina și la ușă au spus că revin la starea dinainte de... Dar după au fost la spălare, la un alta, și la ușă au revenit la vechile cărări. Omul cel vechi fusese la cina înnoirii, nu s-a întâmplat nimic. De aceea nu trebuie cu, cu omul cel vechi. Până, al doilea lucru cu care nu trebuie să venim la cina Domnului, care nu trebuie servit aici la cina Domnului, una loa de răutate, de mă, de eu sunt un om rău din fire, sunt rău. Am înțeles lucrul acesta. Pe păi cine e bun? Bun, e unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu nu te întreabă dacă ești bun sau rău, pentru că nu este niciunul, niciunul măcar care face excepție de aici. El, el ne întreabă altceva. Ai venit așa cum ești și vrei să pleci tot așa cum ești din locul acesta? Asta e marea întrebare. Nu cu una luată de răutate și trei. Al treilea produs care nu trebuie servit aici, la Cina, a luat de viclenie, uh, Iuda era șmecher. Atât de șmecher, încât n-a nimeni că el era cauza tuturor nenorocirilor care se întâmplau între ei ca ucenici, tuturor certurilor. Aruncă o simplă vorbă, cine este cel mai mare, începea scandalul imediat, manevra pe unul, manevra pe altul, erau sensibili, ucenicii răspundeau la tratament teribil. El a fost viclean, el a servit Sfânta Cină cu un aluat de viclenie, a luat pâine și vin. Aceasta nu transformă pe nimeni pâinea și vinul. Nu, nu, nu transformă pe nimeni. E pâine și vin și asta e tot. E vorba de puterea Duhului Sfânt care se manifestă în viața unui om și, într-adevăr, un om vine la masa Domnului așa cum este și pleacă nu așa cum a venit. Omul acesta a fost foarte viclean, a avut un duh din acesta de viclenie, împotriva cui? A propriului său suflet. El singur și-a împletit cu viclenia lui ștreangul, propriul ștreang, nu l-a spânzurat Dumnezeu, nu l-au spânzurat romanii, nici iudeii. El singur a făcut lucrul acesta. Și deci sunt trei lucruri cu care, la care nu trebuie să ne gândim, nu trebuie să servim cinea Domnului vreodată cu așa ceva. A lua vechi, omul vechi, al doilea răutate și al treilea viclinie. Acestea trei trebuie. Singurul care mă poate elibera de așa ceva este Dumnezeu. Iar dacă nu mă eliberează el, nu există eliberare. Voi veni și voi pleca același om vechi. Și acum sunt două lucruri cu care trebuie să servim cine Domnului. Nu, nu doar pâine și vin, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu merge. Mult mai departe. Sunt două lucruri, cine le știe. Sigur că da. Că scrie scriptura așa. Cu azimile curăției, ce înseamnă curăție? Păi numai cine e curat? Păi eu nu sunt curat, frate, la suflet. Eu am avut gânduri murdare, fapte rele. Eu sunt un om păcătos. Nu, nu, nu aceasta te-a întrebat Dumnezeu, ci te-a întrebat vrei să te faci sănătos. Asta înseamnă curăție de suflet, ai, intenție, ai dorința aceasta? Sincer, în sufletul tău? Da? Bun? Atunci problema este rezolvată. Cu azimile curăției și ale adevărului. Cina Domnului este ca și paharul despre care a vorbit Iisus. Are două părți. Partea din afară, care prevede pâinea, vinul, spălarea picioarelor, și pe care o spălăm foarte atent. Odată am vrut noi să împachetăm o față de masă, n-am putut pentru că era ca tabla, așa era de apăretat. Am avut probleme. Da, nu nimic. Partea din afara paharului este excepțional de bine făcută. E foarte bine, așa trebuie. Dumnezeul nostru merită. E demn de așa ceva. Dar, dar nu se termină aici. Este partea din afara paharului și este partea din lăuntru a paharului care prevede aceste azimi ale curăției și adevărul e partea din lăuntru. Și atunci degeaba lustruim pe din afară și dăm impresie și creăm un spectacol pur și simplu din care cineva pleacă foarte impresionat, dar rămânând cu sufletul gol. Poate să pune efort mare cineva să aibă partea de afară, adică reputația, imaginea, foarte bine lustruite în fața oamenilor. Și lăuntru plin de răpire, necurăție și alte lucruri despre care a vorbit Mântuitorul nostru. Și el a spus că o astfel de stare în care cineva curăță partea de afară a paharului foarte bine și în timp ce în lăuntru e, e, este, e așa de murdar, a pus două diagnostice. Nebuni, trebuie să fii nebun la cap să gândești că poți să minți pe Dumnezeu cu arătarea în afară așa de frumos lustruită. E, e, trebuie, să fii, trebuie că ți-ai pierdut mintea diavolul, cât e de diavol nu prea minte când, e vor, când vorbește cu Dumnezeu, el știe că nu are nicio șansă, să, nu poate să-l ducă pe Dumnezeu cu vorba sigur că el, el de câte ori deschide gura, spune un neadevăr, da atunci cum ar putea un om sănătos să creadă că Dumnezeu nu va vedea lucrul acesta dacă el lustruiește pe din afară imaginea bine acesta e primul diagnostic, nebun și al doilea orbi. Cum de nu vezi importanța acestui lucru, curăță partea din lăuntru întâi, azimile curăției și adevărului și dacă face aceasta, partea de afară o să fie foarte bună. Fă lucrul acesta. Degeaba curăță afară, nici nu se vede frumos. Voi, doamnelor, știți că ați să ferestrele, lună le-ați făcut. Dar dacă nu sunt luna, pe amândouă părțile, degeaba spă o parte. Degeaba, te de uiți de afară zici, vai ce mizerie, nu e, uite acum am dat cu al lunex, cum îi zicea, chestia așa, și degeaba, a spus Mântuitorul, spală partea din lăuntru, întâi și întâi, ca și cea de afară să poată, să poți să pui în valoare curăția pe care o ai. Ne rugăm, nu? Aici, pentru pâine și aceasta e rugăciune comună, de fapt, este o rugăciune colectivă. Noi delegăm pe cineva care se roagă pentru pâine, dar noi toți suntem parte din pâinea aceasta. Și atunci Mântuitorul spune așa: Când vă rugați la Dumnezeu, asigurați-vă că ați iertat absolut orice persoană din toată inima. Pitate-ne scrie aici, în cu capitolul. 11, versetul 25. Când vă rugați să iertați orice, toate, dar asta nu, orice, nu pot, nu are nimic. Are cine să te ajute? Are cine să-ți dea putere dacă e vorba de nu pot? Dacă e vorba de nu vreau, nu are cine să te scape. Păcat, Dumnezeu te jelește. Nu. Acest nu vreau este e total. Am vrut să vă strâng, am vrut, am vrut, n-ați vrut. Cum, Doamne, toată puterea care o ai Tu și acest n-ați vrut? Asta, da, a stat în cale. Dumnezeu nu trece cu tractorul peste așa ceva. Nu, no. n-ați vrut. Când vă rugați, iartă tot ce... Am fost la... Trebuie să vorbesc foarte atent. Am fost la mormântarea unui copil care a avut mai puține ani decât de degete am eu la mână am văzut cum se poate rupe și sfâșia o inimă de tată pentru un băiat, pentru un copil care moare în condițiile. Orice tată era gata să ia locul. Dacă i-ar fi spus cineva, uite, schimbă locul cu copilul ăsta. Așa, tu, tu vei muri de leucemie în condițiile acestea și el va trăi. Pe loc ar fi făcut acest tată lucrul acesta. Dar când i-a spus Dumnezeu, iartă-l pe frate tău. Nu! No! Niciodată! A vrut să ajute și fratele lui la Coștiu, pleacă de aici. Și la o mormântare așa ceva? Unul e pe patul de moarte, bine vecina mărioara. Vreau să ne împăcăm, nu vreau să ne despărțim, supărați. Nu! No. Și am murit! Nu! No. Nu te juca cu neiertarea, este un șarpe al celui rău, era să zic pe românește. E un șarpe al celui rău, de care baivrești să... neiertarea, de care vrea să scapi, dar nu mai poți. Nu mai poți să scapi nici pe patul de moarte, dacă nici pe patul de. Mo... dacă nici când moare copilul ăsta, păi, dar nici acum nu, nu putem să ne împăcăm. Nu. Păi, hai să ne rugăm pentru pâine și vin. Foarte bine, când vă rugați. Trebuie să iertați absolut orice, scrie versetul acesta, orice aveți împotriva cuiva, orice, împotriva cuiva, orice. Te rogi pentru salvarea copilului tău, te rogi pentru progresul lucrării lui Dumnezeu, superbe rugăciuni. În ce măsură ești dispus să asculți de Dumnezeu la capitolul ăsta? Te vai, te jelești că te rogi de atâția ani și Dumnezeu nu te-a ascultat, și când te uiți spre El, Dumnezeu îi spune, zice, te-am așteptat și continui să te aștept. Când vă, când vă rugați pentru cina domnul asigurați-vă că sufletul este liber, că ați iertat orice împotriva oricui. Omenește nu se poate așa ceva. Nici nu cred că o să avem mulți clienți la capitolul acesta, dar vreau să spun ce au spus cei trei tineri, Dumnezeul nostru poate să ajute sufletul cuiva care vrea să fie cu adevărat eliberat. Atâta pot să spun cu siguranță. Dumnezeul nostru poate. Și pot să mai spun cu siguranță că dacă cineva o să zică n-am putut, aș va pierde tonul imediat. Nu termină fraza, că își de seama că n-a fost vorba despre asta. ci pur și simplu n-am vrut. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima, o, dar nu, inima nu mă ajută. Păi nu are nimic. Adu-o la Dumnezeu așa cum este și El a spus, am să-ți dau o inimă care să se supună. Am să-ți dau o inimă iertătoare. Păi tu crezi în iertarea lui Dumnezeu? Iertarea este o putere care te transformă pe tine într-o ființă iertătoare. Aceasta este iertarea. Întrebarea primordială nu este ce face Sfânta cină din tine, pentru că discutăm de un proces de transformare. Ci întrebarea esențială este: Ce fel de om ar trebui să fii tu care vii la Sfânta Cina? Înainte să discutăm de luarea Sfintei, ce? Înainte. Ce fel de om ar trebui să fiu eu când particip la așa ceva? Înainte de orice. Oh, numai dacă mănânci din bucățica asta, te transformi. Nu, Dumnezeu nu, nu a spus lucrul acesta. El din cauza aceasta te transformă pe tine. Cine ia în chip nevrednic se referă la ceva care s-a întâmplat înainte de a lua cina Domnului. Ce fel de om ești tu plecând de la cina Domnului? Isaia, capitolul 52, versetul 11. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Păi n-a făcut niciun păcat să ne rugăm pentru ea. Doamne, iarco, pâinea. Vinul n-a făcut niciun păcat, de asemenea. Dar facem rugăciunea aceasta pentru ca noi care ne apropiem de așa ceva să venim înaintea lui Dumnezeu într-o stare a omului care e conștient de ceea ce se întâmplă. Părul lui Samson nu avea nicio putere în el. Dar era semnul care îl ținea pe el departe de căile ei și de casa ei care duce la moarte? și care îl ținea legat de Dumnezeu care îi dădea putere, de acolo venea puterea. Și în momentul în care Biblia spune că și-a deschis toată inima și a abandonat legământul lui Dumnezeu, în clipa aceea l-a părăsit această putere, a luat viața în mâinile lui proprii. A rămas singur. Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Curățiți-vă cei care participăm la cina Domnului. Curățește-mă, Doamne, spunea David, nu mă simt curat, curățește-mă cu isop, te rog, în rugăciunea lui extraordinară. Pătul lucrul acesta, că eu singur nu pot să fac așa ceva. Eu stânc atât de înaltă și verticală, îmi place să mă uit, dar când mai am aia și somnul. La băieții aceștia și fete care urcă pe munți, alpiniștii ăștia, lucrurile înspăimântătoare. Îți sare inima din tine, zic, gata, acum a prăbușit, s-a făcut praf. Dar urcă pe verticală, pur și simplu. Cu sfor, cu cuie, cu... urcă pe El Capitan, urcă pe mă, pe Himalaya, pe asta. Bun, pe ei am înțeles, este absurd ce fac ei. l a întrebat pe unul, de ce urci acolo, de ce strigi viața în halul ăsta, de ce urci pe muntele ăsta? De ce? Pentru că există, dacă n-ar fi acolo, nașul aș urca pe el. Bine, urcă-te mai departe, poate ți ajută Dumnezeu de să vină apoi. Dar drumul, spre, drumul pe Himalaya este presărat cu turpuri înghețate. Pe nimeni nu interesează. Este presărat uneori cu muri bunzi, pe nimeni nu interesează, oamenii nu mai au suflet, își caută să-și salveze viața. Asta e situația. Dar să uităm de oamenii ăștia și să vorbim de, de noi, care suntem chemați la așa ceva. Auzi, când te-ai rugat, iartă din suflet totul, tuturor, absolut orice. Păi asta este o stâncă verde, cine urcă pe așa ceva? Și David e conștient de asta și nu e la fel. Și atunci îl spune, Doamne, Așa tu picioarele pe stânca pe care nu poți să ajung singur. Dar asta nu e nicio scuză. Că Dumnezeu nu i-a spus lui Lazar, Lazare ieși afară. Și i-a spus Lazare vino afară. Adică a pus putere în cuvântul pe care l-a spus. Și el pune putere în cuvântul pe care ne spune nou. În încheiere știți că a fost o sărbătoare mare la Ierusalim în timpul regelui Ezechia, dar lumea a fost nepregătită. Au fost nevrednică de această sărbătoare și totuși a participat acolo. Au luat Paștele nevrednic. Așa și, scrie Scriptura. În adunare, 2 Cronici 37, 17, în adunare erau mulți inși care nu se sfințiseră. Asta este. Nu se curățaseră. Au mâncat Paștele nu după cele scrise. Au venit la Sfânta Cine, dar nu după cele scrise. Nu, nu, noi rămânem tot așa, omul vechi, cu răutatea bicleniului. Așa a fost situația aceasta cu oamenii aceștia. Au luat cina Domnului nu după cele scrise, ci de făcut. Pentru că dacă întrebăm aici toată lumea, Domnului, e cineva în măsură să spună, uh, sunt gata, mi-am curățit mâinile, cum zice acolo, sunt, uh, nu sunt cam așa Nu poate să spună nimeni așa ceva. Poate că nu este, poate cineva vrea să creadă că nu este niciunul aici în adunarea aceasta, niciunul măcar care să fim în măsură să spunem, pot să stau în, la cina Domnului fără niciun fel de probleme. A zis unul singur așa ceva, Iov, conștiința nu mă mustră pentru nimic, spune dumnealui. Serios, domne? Doar pe Dumnezeu nu-l mustră conștiința pentru nimic, dar deși tu ești tot pe acolo. Bine, eu am luat cuvintele tale, dar eu te aștept. Eu știu ce zici acum, tu nu știi ce zici, dar eu știu ce zici. Și atunci te aștept. Și mai trece puțin timp și omul ăsta care zicea că nu are nimic pe conștiință, au auzi au îndrăzneală la el. Cugetul meu nu mă mustă pentru niciuna de zile. n-ai memorie înseamnă. Sau nu știi, nu știi ce înseamnă așa ceva, să ai un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care vede marele original, când îl vede pe Domnul să spună nu, 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 Acum cu meu mă mustră pentru fiecare clipă care am trăit-o pe pământul acesta. Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, mi iau înapoi cuvinte, nu mai am cu conștiința curată, cu dăruiri, cu credință, cu tot ce am făcut eu, cu milostenii, nimic, absolut nimic. Uit de lucrul acesta. Abia acolo. Ezechia, regele bun, s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți. Cum vi se pare rugăciunea aceasta? Domnul care este bun. Lumea a venit nepregătită la Sfânta Cină, da? Dar Domnul care este bun să ierte pe toți. Asta e că nu se termină aici. Nu se termină aici. Și multe alte lucruri. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Am văzut pe tablo în casă. Da, da nu, dar nu e numai atât. Mai era ceva, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumina, avem parte și unii cu alții și, în concluzie, au, oh, ăsta e textul întreg, da. O pâine așa, pe nu, dacă ți întorci urechea să n pe unul când vorbește de altul fără dovadă sau fără adevăr, așa cum învățăm mai, ureche setoasă de sânge, ai ce mai auzi, ce mai știi? Dacă ți-a urechea, spune în Biblie, dacă stragi mâna să nu faci răul, relele, atunci ți se va da pâine și aceluia se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Doamne, cine va locui în cortul tău? Toată lumea. Nu. Cu tare, cu tare. Dumnezeu ar vrea să nu piară niciunul. Dar iată cine. Și aici Ezechia se roagă la Dumnezeu și Scriptura spune, Doamne, Domnul care este bun să ierte pe toți, dar acesta a fost versetul 17, versetul 18, iar versetul 19 spune așa Sfânta Scriptură: Să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut Sfânta Curățire. Adică, Dumnezeu să ierte pe toți cei care au hotărât să nu plece de aici așa cum au venit. N-au făcut sfânta curățire, dar s-au hotărât în sufletul lor să caute cu toată inima pe Domnul Dumnezeul lor pentru aceștia. Acolo s-a aplicat rugăciunea lui. Acum, pentru că Mântuitorul nostru a ieșit din tabără să ne trimită un mesaj nou ca să sufere împreună cu noi. A pătimi dincolo de poartă. Să ieșim și noi din tabăra oamenilor și să mergem la El, așa cum scrie Sfânta Scriptură, să ieșim, dar afară din tabără și să suferim o cara Lui. Căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Ajută-ne la aceasta, Doamne, Dumnezeul nostru! Tu ai așezat înaintea noastră stâncă înaltă, cina ta sfântă, să sărbătorește cu azimile curăției și adevărului, dar văd de mine altă lege, spune Scriptura. Cine mă va izbăvi de aceasta? Numai Tu, Doamne! Așează mă tu pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Aceasta e rugăciunea noastră a tuturor. În închinarea noastră cerem ca numele tău să fie binecuvântat acum și în veci. Amin.